Cei care s-au născut în zodia peștilor vor avea în prima parte a zilei de 13 aprilie încă o anume predispoziție spre viață sentimentală, spre emoție, spre îngăduință, spre duioșie, spre tandrețe. Lucruri bune, plăcute. Relații agreabile între părinți și copii, mai ales în ipostaza mamelor, față de fii sau oficele lor, tandrețe, corespondență spirituală și dor reciproc între 13 aprilie, la, după orele 11 și 15 aprilie, până spre prânz, discrete probleme cardiace, parcă mai puțin vasculare, dar cardiace acestea pot fi. Mai ales că în prima parte a răstimpului invocat, adică în după amiaza zilei de 13 aprilie, se pot crea și niște momente pe care le-aș denumi disfuncție sau sincopă sau reacții atipice, tulburări cardiace de ritm, nu neapărat puse de hipertensiune, cât funcționare anapoda a inimii, extrasistole de toate felurile, Motiv pentru care unii intră în panică, iau tablete, a doua zi se duc la medic, nu dor noaptea, dau telefoane, consultă pe internet, ce se întâmplă când un om simte ceea ce simt ei. Probabil că este un fond de stres real, probabil că este magazinarea unei oboseli, dar probabil că nu au trăit întotdeauna atât de înțelept și în organismul lor s-a vărsat o cantitate uriașă de adrenalină, cât pentru un cartier întreg, și sigur că inima supra-solicitată de atâția stimuli, dă și ea semnale că nu mai vrea, nu mai poate, sau că așa nu se mai poate trăi. Deci ei trebuie să-și schimbe modul de viață, conduita, stilul de muncă, alimentația, în așa fel încât inima să reintre normal, să-și revină. Între 15 aprilie, după ora 13 și 17 aprilie, la prânz, chestiuni parteneriale, ele se pot desfășura aș zice într-o notă banală. Mai puțin spectaculoasă, mai puțin încântătoare, fără surprize, fără evenimente, ba chiar aș zice previzibil. De aceea, unii nativi din Zodia Peștilor se pot înțelege repede, bine, corect, pot vorbi la obiect, pot să discute ceea ce trebuie, pot să reacționeze cu bun simț, cu logică și cu noimă la ceea ce li se propune, pot să înțeleagă foarte repede direcția unui proiect, a unei cooperări, sau pot să rezolve, ori chiar să înăbușească în fașe, un pui de conflict, să pună surdină pe multe dintre tendințele lor de a se emancipa sau de a-și impune punctul de vedere, învăluindu-și argumentele în mod diplomatic, în tot felul de tertipuri de-a dreptul cu măestrie. În felul acesta, ei pot să facă figură simpatică, pot să fie credibil, pot să servească argumentele și interesul lor într-un fel ușor asimilabil de către ceilalți. Aceia vor fi învăluiți, cuceriți, fermecați, vor surâde, vor râde, vor deveni cooperanți, vor deveni dei peștilor și vor lucra în avantajul lor. Dar am spus să-i păcăliți, Doamne, păzește, și nici nu îi veți păcăli, ci doar îi veți convinge mai repede, mai ușor, ori poate veți putea să dezvăluiți niște laturi din personalitatea și calitatea noastră umană, care acelora să le placă, să le convină, să-i convingă și în felul acesta să vă așeze în tipul acela de întâlnire și negociere mai sus decât erați până nu demult în ochii lor, în imaginea lor, în impresia lor, ceea ce contează, iarăși, foarte mult. Pe 17 aprilie, Mercur va intra în zodia Verbecului și va începe să transiteze sectorul banilor câștigați din muncă proprie, ceea ce nu este rău. Îi va transforma pe pești niște persoane dedicate cauzei lor financiare. Sunt preocupați să câștige bani, vorbesc, întreabă, discută, se angajează, se țin de treabă. Au proiecte, fac toate diligențele necesare ca să câștige un ban în plus, să desfășoare o a doua activitate sau să desfășoare o activitate la un alt nivel. Ei să muncească mai mult și banii să fie, în consecință, substanțial sporiți în forma lor de răsplată. Pe 20 aprilie, soarele va părăsi sectorul banilor. Până atunci, însă când va fi la gradul 29 și 6 minute, va face o poziție cu luna plasată în balanță și se va naște în felul acesta faza de lună plină în balanță. Cu balanță în casa 8 a bunurilor și beneficiilor obținute prin intermediul și cu ajutorul altora și cu soare în casa a doua, banii obținuți din muncă proprie, din efort personal, din valorificarea calităților de orice fel, chiar și native. N-aș spune că este greu, dar nici ușor. Pune foarte clar, radicalizează o problemă financiară, o nevoie bănească, dar și susține, de asemenea, pe câte un nativ. Poate să deschidă un drum sau poate să împingă la punctul maxim de dezvoltare și de eficiență un demers, un plan, un proiect, un gând, o discuție mai veche, o propunere anterioară. Și acum ea poate să. Își găsească configurarea, să aibă ecou, să fie luată în calcul Asta nu înseamnă că dacă ceea ce v-ați dorit de un an încoace Nu se pune în aplicare În 2019 nu veți avea parte de vreun câștig Spun doar că lucrurile anterior croite pot acum Să aibă și un final fericit sau un final pe măsură Nu vă pune speranțe totuși în alții. Nu vă puneți speranțe în finanțări și ajutoare și susțineri directe sau indirecte pentru că acest context, deși este pe semnele crucii cardinale, eu îl consider volatil prin prestația lunii în balanță. Promisiuni puțin exagerate, deșarte neserioase, inconsecvente și inconsistente. Mulți vorbesc puțin fac Ascultați ceea ce vi se spune, rețineți ceea ce vi se promite, dar nu vă bazați pe nimic. Să dea Dumnezeu ca aceea să fie oameni onești și de cuvânt și să se pună pe treabă și noastră să aveți un beneficiu. Începând cu partea a doua a zilei de 19 aprilie, luna se va afla în tranzit prin Scorpion, prin Casa a Noua, ceea ce pe fond este un factor pozitiv. Ori de câte ori luna trece în acest sector, peștii au un mic beneficiu. Sunt mai sensibili, mai subtili, mai inteligenți, mai permeabili, mai telepați sau mai dispuși să abordeze subiecte unde nu e nevoie să depune efort fizic și să se ostenească. E suficient să stea în fotoliu, relaxați și ideile curg, soluțiile vin, mintea lucrează. Trăirea este la cote maxime. Doar că în această perioadă, luna va realiza niște aspecte armonice și cu sensul vieții, dar și cu Neptun și Venus, încă în pești, în sectorul lor. Și atunci putem trage concluzia că sfârșitul săptămânii viitoare este unul al oportunităților de excepție care vin mai, nu știu cum, mai special, mai, numai pentru ei se întâmplă ce se întâmplă, numai lor li se întâmplă așa, alții, și chiar nu glumesc, n-au parte. Și nu știu cum e să fii pește și să-ți vină, uite așa, un noroc bazat pe o întorsătură de situație nebănuită, neștiută, neanticipată, chiar de către nativ. Atrag atenția însă și asupra altui context. Tot în acea după amiază, a zilei de 19 aprilie se creează o opoziție dintre cele mai speciale care privește comunicarea, învățarea, acumularea de informații, asimilarea de cunoștințe, valorificarea învățăturii, exprimarea unor convingeri, dialoguri care presupun puncte de vedere. Și aici avem de-a face cu o mare contradicție interioară. Ceea ce află, văd și trăiesc poate să reprezinte pentru ei o puternică lovitură, trăită și afectiv. Ceva în care au crezut se dărâmă, se sfărâmă. Un om pe care l-au admirat, iată, îl văd cum se compromite sau este compromis prin faptele făcute de el, comise de el în trecut, care acum nu îl susțin, ba din potrivă imaculează imaginea. Instituții, idei, inițiative și activități în care credeau, în care își pusese rănădeștea și care își arată latura găunoasă. Dezvăluiri cu o notă mare de surpriză, de senzațional, care îl tulbură. Uneori, de la caz la caz, depinde și de natura relației nativului cu acel om, subiect sau instituție sau eveniment, îl și destabilizează, îl și înfurie, îl și amărăsc, îl pun în situația de a opera rapid tot felul de gesturi prin care el să se delimiteze. Să nu mai vrea să audă de acel om, să nu mai vorbească, să nu mai fie alături, să nu mai susțină, să nu mai creadă în el. Asta latura vizibile, pentru că în lăuntrul său se pot produce și alte mișcări. De exemplu, să-i dispară complet respectul pentru acea persoană, să nu mai aibă niciodată încredere. Poate că relația continuă, da a zbura puiul cu ața la capitolul încredere pe viitor, niciodată, va zice un pește. Sau secvențe de activitate care de-a dreptul se întorc împotriva unui nativ. Așa ceva nu voi mai face, în așa ceva nu mă mai bag, eu așa ceva nu mai permit, eu cu mâna mea nu mai scriu, nu mai fac, nu mai spun. Deci promisiuni, jurăminte, determinări, hotărâri cu o componentă afectivă puternică, privitoare la cariera lor, la idealurile lor, determinate și de felul în care conștiința lor a fost afectată de aceste evenimente de ultim moment.